Salut, prieteni! Sunt pastorul Vasile Filat și, așa cum v-am anunțat anterior, acum v-am invitat la ora 9, azi seara, să facem împreună o lecție de studiu biblic, un studiu biblic despre suicid. Ce m-a motivat să fac lecția aceasta? La data de 8 martie, în Chișinău, s-a întâmplat o tragedie. Doi tineri de 14 și 15 ani, adolescenți, s-au aruncat de pe o clădire cu 18 etaje, s-au legat mai întâi de mâini și au murit ambii. Acum am auzit că aseară iarăși s-a întâmplat o nouă tragedie de același fel la Chișinău. Și cazurile se pare că sunt legate de jocul acesta diabolic care a pornit în Rusia și care este numit balena albastră sau balenele albastre. Jocul presupune, deci în joc sunt atrași adolescenți, sunt atrași tineri și jocul presupune 50 de pași. Deci tinerii aceștia, adolescenții, merg de la un pas la altul. De exemplu, unul din pași implică să-și taie cu lama venele la mâini. Și până la urmă, ultimul pas este să se sinucidă. Deci este un semnal de alarmă. Este bătut și în Rusia, și în Ucraina, și peste tot. Și se pare că s-au alarmat și autoritățile la noi, la Moldova. Și trebuie să ne alarmăm toți, pentru că este un atac diabolic fără precedent, se pare, în ceea ce ține de suicid. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să alcătuiesc și eu o lecție biblică, un studiu biblic scurt, care poate fi predat timp de o lecție de 45 de minute. Și tare mult mă rog ca studiul acesta să-i oprească pe tineri, să-i oprească pe adolescenți, să-i facă conștienți de gravitatea suicidului și să-i oprească de la așa o tragedie. De aceea mă rog ca cât mai mulți părinți să preia, să ia studiul acesta și să-l facă cu copiii lor. Mă rog același lucru să-l facă profesorii și toți acei care lucrează cu adolescenții, cu tinerii, care au acces la ei, care interacționează cu ei, toți să parcurgă studiul acesta cu tineri sau cu orice persoană. De altfel, nu este doar pentru tineri sau copii, pentru oricine credeți că este în categoria aceasta de risc și poate fi o persoană potențială să se sinucidă. Acum, vreau să vă rog pe toți cei care ascultați acum, care sunteți deja conectați, vă rog ca să faceți share la postarea aceasta, ca să poată mai mulți oameni să se malepească și să urmărească lecția aceasta. Dacă nu ați descărcat încă lecția, atunci vă rog acum să o descărcați. Eu am dat un link, uitați-vă pe profilul meu de Facebook, veți vedea, am pus un link la lecție, o puteți descărca, este în format PDF și puteți urmări. Dacă n-ați reușit să o tipăriți, cred că va trebui să o urmăriți pe computer și va fi ceva mai greu. Dar poate o tipăriți acum repede, o dați la tipar dacă vă este printerul aproape la îndemână, să o tipăriți, să o aveți în față, că așa va fi mult mai ușor să o studiem lecția. Nu am mai predat niciodată o lecție în formatul acesta, printr-un live și printr-o transmisiune live și atunci nu știu cum va ieși lecția, pentru că lecția presupune interacțiune, presupune din partea moderatorului, care în cazul acesta sunt eu, presupune să fie adresate întrebări și toți cei care studiază, ei parcurg, răspund la întrebări. Dar nu ne permite, cel puțin aici, prin tehnologia aceasta live, nu cred că putem face prea multe interacțiuni decât doar să răspundeți prin comentarii. Dar sper eu că veți prinde ideea care este aici și o veți putea preda. Dacă aș fi fost acasă în Moldova, poate aș fi rugat pe cineva din copii, din familia mea și ar fi stat alături de mine și atunci îi predam lui, interacționam.
cu Tica, cu Danu, s-ar fi primit foarte bine să facem așa. Mă bucur să văd că Danu tot urmărește lecția și atunci ar fi fost mai ușor să vedeți cum interacționăm. Dar sper eu că veți prinde ideea bine și o veți putea preda. Așadar, deschideți, vă rog, lecția și haideți să începem. Apropo, de fapt, numai o clipă, vreau mai întâi să pun lecția aceasta, să fac și eu share pe pagina mea, pentru că am profil pe Facebook și am pagină și atunci aș vrea să-i conectez la lecția aceasta și pe cei care sunt de la profil și cei care sunt de la pagină. Mă bucur să văd că deja au fost făcute 15 distribuiri a acestui live și voi aprecia mult dacă toți acei care se conectează acum vor distribui și vom putea în felul acesta să invităm mai mulți. În mod deosebit aș vrea să vă gândiți la părinți, la cei care sunt profesori, care sunt diriginți de clase, la școală. Gândiți-vă la ei și invitați-i pe ei să urmărească lecția aceasta. Este adevărat, o vor putea urmări și după ce voi încheia, pentru că va rămâne pe profilul meu, așa că o vor putea urmări. Bine, deci haideți să mergem la lecții nemijlocit. Lecția am intitulat-o Nu-ți disprețui viața. La 8 martie, citesc introducerea, la 8 martie 2017, un băiat și o fată din Chișinău s-au sinucis, aruncându-se de pe un bloc cu 18 etaje. Tragedia a zguduit toată țara. Ultimele imagini publicate pe Instagram de Ilie, tânărul în vârstă de 16 ani, au fost însoțite de hashtag-urile Nonsense și Lucifer sau Lucifer. Hashtag-urile spun ceva, sunt niște cuvinte cheie, știți, sunt niște cuvinte cheie care sunt aplicate pe Facebook și hashtag-urile astea spun ceva despre felul cum gândeau copiii ăștia, despre felul cum gândea Ilie acesta. Și dacă a spus nonsens, a scris acolo, putem presupune că el nu găsea sens în viața lui și asta a fost unul din motivele care l-a făcut să se sinucidă. Lucifer sau Lucifer este un alt nume dat satanei, poate n-ați știut până acum. Deci este un alt nume folosit pentru satana, pentru diavolul. Deci tinerii aceștia nu găseau sensul în viață și ei s-au lăsat înșelați de diavolul și vedeți, i-au scris și numele acolo. Să studiem câteva texte din Biblie ca să privim la suicid din perspectiva lui Dumnezeu. Primul text pe care îl vom studia este Evanghelia după Matei și în timp ce vom citi de la versetul 1, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 11, vă rog să notați cu o cruce pe text ori de câte ori va fi cuvântul Iisus Hristos și sinonimele care se referă la Domnul Iisus Hristos, iar diavolul vă rog să-l notați cu o săgeată orientată în jos sau cu o furtă. Cei care studiați Biblia inductiv știți că avem noi un semn pe care îl folosim. Așadar, haideți să începem a merge prin text și să-l notăm. Atunci Iisus, notați cu o cruce, Iisus aici. Deci atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Notați diavolul cu o săgeată în jos. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul, și acesta este un sinonim pentru diavolul, deci notați cum ați notat diavolul, mai care aici este numit Ispititorul. Ispititorul s-a apropiat de el, el fiind Iisus Hristos, notați cu crucea, și i-a zis. Ea este tot așa, un pronume care se referă la Domnul Iisus Hristos, notați cu cruce. I-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Fiul lui Dumnezeu, Fiul, cuvântul Fiul, notați-le iar cu cruce. Drept răspuns, Iisus i-a zis. Deci cuvântul Iisus, notați-l cu cruce, dar ea, aici unde e scris imediat după Iisus, ea, deci este pronumele și pronumele care se referă la diavol. Puteți nota cu săgeata aceea în jos. Este scris, deci Iisus i-a răspuns diavolului, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul, notați cu săgeata în jos, l-a dus în sfânta cetate. Deci notați iarăși Iisus aici, l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului. Iarăși mai notați odată pe Domnul Iisus. Și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră.
Deci notați pe Domnul Iisus Hristos, ea și ea a zis, aici se referă la Domnul Iisus Hristos, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu notați și aruncă te, iarăși te, este cu privire la Domnul Iisus Hristos, deci să vegheze asupra ta Iisus și ei te vor lua iarăși Iisus. Deci notați, de mai multe ori trebuie să notați aici cuvântul Iisus. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Ați notat odată Iisus aici în versetul 7. Diavolul, citesc versetul 8, l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis. Deci notați diavolul aici odată și apoi Iisus, pe Domnul Iisus Hristos trebuie să-l notați de trei ori. Crucilița aceasta trebuie să o puneți de trei ori în text. Toate aceste lucruri, citesc versetul 9, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Deci trebuie să notăm pe Domnul Iisus Hristos, notăm 1, 2, 3, 4 și odată trebuie să notăm o referință la diavol, la satana. Mie, ultimul cuvânt, se referă la satana. Versetul 10 citesc, pleacă satanul, i-a răspuns Iisus. Căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Deci notăm satanul, notăm diavolul este și notăm apoi Iisus Hristos odată de două ori. Deci de două ori notați cuvântul Iisus Hristos. Ultimul verset citesc, atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Deci notați diavolul odată și Domnul Iisus Hristos trebuie să notați odată, de două ori, de trei ori notați în text. Bine, deci acum sper că ați notat tot textul. Să mergem acum la întrebări. Să vedem acum ce oferte i-a făcut satana Domnului Iisus Hristos și de ce i-a făcut ofertele acestea. Am pus oferte în ghilimele pentru că au fost niște ispite. Cum l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos? A venit în trei feluri și să vedem care au fost acestea. Deci prima din ele a fost așa, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. I-a propus ceva care nu găsim parcă nimic rău în lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos postise 40 de zile, n-a mâncat nimic 40 de zile și 40 de nopți și acum satana i-a propus să poruncească pietrelor să se facă pâine. Domnul Iisus Hristos, fiind Fiul lui Dumnezeu, el putea face aceasta, putea porunci, putea pietrele să se facă, dar de ce i-a poruncit satana lucrul acesta să-l facă? Tocmai pentru ca să intre Domnul Iisus în ascultare de satana, cumva ca să-l câștige pe Domnul Iisus Hristos, ca să înceapă a-i da direcții Domnului Iisus Hristos. Deci să intre într-o conversație cu Domnul Iisus Hristos, intre într-o conversație nevinovată, într-o conversație prin care începe să-i dea direcții, ce trebuie să facă. A doua ofertă care i-a făcut-o Domnul Iisus Hristos, i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Și pentru aceasta l-a dus în Sfânta Cetate și l-a pus pe streașina templului. Deci i-a creat un alt context. Vedeți, satana i-a creat un alt context, l-a pus într-un cu totul alt context, l-a pus pe streașina templului în Sfânta Cetate și i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, atunci aruncă-te jos. Pentru că este scris, și aici citează din Psalmul 91, este scris că Domnul te va păzi, numai că Psalmul 91 vorbește despre situații care vin și în care nu ne băgăm noi singuri în problemele acestea, probleme care vin, încercări care vin în viața noastră, dar care nu ne le atragem noi singuri sau nu mergem în mod intenționat ca să ne băgăm în încercările acestea. Însă iată, vedeți, satana l-a dus într-un astfel de context, l-a pus într-o astfel de împrejurare și i-a spus, acum, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te și aruncă-te, pentru că este scris, Dumnezeu te va păzi. A fost o ispită. L-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos să treacă peste limitele puse de Dumnezeu. Dumnezeu este acela care creează anumite împrejurări în viața noastră, care îngăduie anumite greutăți în viața noastră și atunci când El îngăduie greutăți în viața noastră, când îngăduie încercări, spune că El nu va îngădui nicio încercare care să fie peste puterile noastre. Și Dumnezeu totdeauna urmărește binele nostru prin încercările care le îngăduie în viața noastră, însă nu tot așa face satana. Satana vrea să ne facă rău, vrea să ne distrugă, vrea să preia
acele încercări pe care ne le îngăduie Dumnezeu în viață și să ne împingă mai departe, pentru că El le transformă în ispite. El vrea să ne provoace la a face rău, la a ieși din voia lui Dumnezeu. Deci, cum vedeți aici, de fapt, Satana ce ofertă i-a făcut? Ce ispite i-a făcut? Satana l-a ispitit să se sinucidă. L-a ispitit să sinucidă fără să-i arate lucrurile, arătându-i o cu totul altă perspectivă decât ar putea să fie dacă s-ar fi aruncat, să zicem, s-ar fi aruncat Domnul Iisus Hristos de pe streașina templului. Deci i-a arătat cu totul altă perspectivă. Tocmai pentru că tu ești Fiul lui Dumnezeu, uite, fă așa, pentru că este scris, te va proteja. Deci oferta sau ispita clar a fost pentru Domnul Iisus Hristos. El a vrut ca Domnul Iisus Hristos să se sinucidă. Următoarea ofertă, sau să zicem așa, ispită care a făcut-o Satana, a treia, a fost așa. Zice, l-a dus pe un munte foarte înalt pe Domnul Iisus, iar l-a dus în alte împrejurări. Deci, vedeți, de fiecare dată creează anumit anturaj, anumit împrejurări în care vine să împrejurări care, în care cel mai bine va funcționa ispita aceea pe care vrea să prin care vrea să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos și nu numai pe Domnul Iisus Hristos, că exact același model îl urmează Satana și cu toți ceilalți oameni. Deci creează împrejurările, îl pune pe om împrejurările celea sau așteaptă până când omul vine în împrejurările acestea ca apoi să-i dea ispita respectivă. Și iată i-a zis Domnul Iisus așa. Deci diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Deci dacă la a doua ispită a încercat să-l convingă pe Domnul Iisus Hristos să-și ia viața, să-și curme viața, să se sinucidă, acum aici îl ispitește cu altceva, să-și risipească viața în zadar. Pentru că oamenii care toată viața lor și-o investesc pentru bogățiile lumii acestea și care acceptă să se închine diavolului numai pentru bogățiile acestea, ei își risipesc viața. Este un alt fel de a-ți pierde viața. Deci vedeți, iarăși Satana a venit pentru că a vrut să-l abată pe Domnul Iisus Hristos de la chemarea lui, de la ascultarea de Dumnezeu și să-l facă să-i se închine lui și așa să zădărnicească planul lui Dumnezeu, nu numai cu privire la Domnul Iisus Hristos, dar cu privire la noi toți, pentru că mântuirea întregii omeniri ținea de Domnul Iisus Hristos. Acestea au fost ofertele sau ispitele cu care a venit Satana la Domnul Iisus Hristos și printre ispitele acestea, așa cum ați văzut voi, a doua ispită a fost aceea ca Domnul Iisus Hristos să se sinucidă, să-și ia viața. Să vedem acum la a doua întrebare răspunsul. Cum a răspuns Domnul Iisus la ofertele Satanei și de ce a răspuns astfel? Deci Domnul Iisus Hristos, când a venit Satana cu prima ispită și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește petrilor acestora să se facă pâini. Un lucru simplu, foarte simplu și nevinovat era la început. Însă Domnul Iisus Hristos imediat i-a răspuns, în primul rând, n-a făcut ceea ce a spus Satana. Și nu trebuie să faci ceea ce îți spune Satana, indiferent că este un lucru mare sau că este un lucru mic. Că este un lucru care din start arată că este groaznic sau un lucru care pare foarte nevinovat din start. Deci oricare n-ar fi, trebuie să fii înțelept. Și atunci când cunoști bine Sfintele Scripturi, când cunoști voia lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi, atunci foarte ușor vei recunoaște când vine Satana să te provoace, să faci voia lui. Când vine Satana să te ispitească, vei recunoaște ușor. Deci Domnul Iisus Hristos a recunoscut și Domnul Iisus Hristos imediat a răspuns. Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci Satana n-a primit Domnul Iisus Hristos n-a primit oferta aceasta mică așa a Satanei, prin care Satana a vrut să dea cârligul ca să-l prindă pe Domnul Iisus la cârlig și apoi să-l atragă să-i facă voia. Domnul Iisus n-a primit, n-a acceptat aceasta și a răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu. A spus, este scris. Când a zis este scris, s-a referit la ceea ce este scris în Biblie, în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură înseamnă Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă Biblia. Deci Domnul Iisus Hristos i-a răspuns cu ceea ce este scris în Biblie. I-a spus, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și n-a acceptat nici cel mai mic lucru din partea Satanei. N-a acceptat să facă nici cel mai mic lucru la care l-a împins Satana să-l facă. A vrut Satana să-l împingă să-l facă. A doua oară, când a venit Satana să-i dea, să-l ispitească cu suicidul,
când i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe streașina templului, că Dumnezeu va porunci îngerilor și te vor prinde pe mâini, te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Deci Domnul Iisus i-a spus, de asemenea este scris, vedeți, a doua oară Satana a venit ca să le spitească cu ceea ce este scris în Biblie. Satana a rupt din context. Din Psalmul 91 a luat un text din context și, apropo, orice text rupt din context este un pretext și așa fac ereticii. Ereticii totdeauna rup lucrurile din contextul Bibliei și cei care sunt lesni crezători sau care nu știu Sfintele Scripturii foarte repede cred ceea ce le spun și atunci se lasă atrași în erezii sau în alte lucruri care îi duc la nimicire. Deci iată aici Satana așa a făcut, a rupt din context din Psalmul acesta 91, pentru că Psalmul 91 vorbește despre situații când omul a ajuns în situații grele, în încercări grele în viață și încercări pe care nu și le-a creat el artificial sau nu, a mers el în ele intenționat, așa au apărut încercările acestea. Și acolo Dumnezeu îi spune că îl va păzi ca să nu îi se întâmple nimic. Ei, uite, Satana a rupt versetul, a rupt locul acesta din Scriptură și a spus, păi uite, este scris că Dumnezeu te va păzi, Dumnezeu îți va face bine. Atunci, dacă Dumnezeu îți va face bine, de ce nu te-ai arunca? Aruncă-te și tocmai se va manifesta puterea lui Dumnezeu. Deci vedeți cum a venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus cum a răspuns? Deci Domnul Iisus a zis, de asemenea este scris. Și a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci Domnul Iisus i-a răspuns tot cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură și Domnul Iisus i-a arătat limita, l-a întors înapoi în context, i-a arătat că Scriptura, da, este adevărat, e scris textul acela Scriptură, dar mai este scris să nu-L ispitești pe Dumnezeu. Și oricine este ispitit de Satana să se sinucidă, trebuie să înțeleagă foarte bine că Dumnezeu este Cel care a pus o limită pentru viața noastră. Dumnezeu, viața pe care o avem noi este un dar de la Dumnezeu și viața pe acest pământ, Dumnezeu i-a pus limite, Dumnezeu a pus de la prima zi până la ultima zi, El ne-a numărat toate zilele, este un dar și trebuie să beneficiem de viața aceasta care o avem pe pământ. Ne-a dat-o să ne bucurăm de ea, dar ne-a dat-o ca să luăm decizii foarte importante, pentru că viața omului nu se încheie aici pe pământ. Viața omului, la naștere noi primim suflet și trup la naștere și trupul nostru este vremelnic, dar sufletul nostru este veșnic, dragii mei. Sufletul nostru este veșnic și atunci când la moarte sufletul nostru trece într-o altă dimensiune. Noi trebuie să înțelegem asta. Și aici cât suntem în viața aceasta pe pământ, noi luăm decizii foarte importante cu privire la direcția în care va merge, cu privire la soarta, la destinul sufletului care va fi după ce vom pleca din viața aceasta. Și nu ne îngădui nouă Dumnezeu ca să ne curmăm noi viața. Dumnezeu a hotărât clipa când să ne naștem și Dumnezeu a hotărât clipa când vom pleca din viața aceasta și nu ne îngădui, este un păcat ca cineva să-și ia viața lui singur. A treia, cum a răspuns Domnul Iisus Hristos la a treia ofertă a Satanei? Deci când Satana i-a oferit, i-a spus că îi va oferi Domnul Iisus Hristos, îi va da toate bogățiile pământului, toate averile pământului, toată strălucirea, numai toate împărățiile lumii și toată strălucirea lor, numai să-i se închine. Și atunci Domnul Iisus Hristos i-a spus, pleacă Satanul de la mine. Deci Domnul Iisus a recunoscut foarte clar de la cine vin toate aceste ispite, toate acele ispite sub formă de oferte, pentru că ispitele așa vine Satana. Satana nu-ți spune că vine să te provoace, să-ți faci un rău, să-ți iei viața, să te condamni singur pe tine la pierzare veșnică. Nu, nu, nu. Nu-ți spune în felul acesta Satana. El totdeauna vine să-ți prezinte lucrurile altfel. El îți aduce o travă într-un ambalaj frumos în care spune că este cel mai bun medicament, cel mai grozav medicament. Deci nu te lăsa înșelat. Și Domnul Iisus i-a spus, pleacă Satana, căci este scris, Domnului Dumnezeu Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Ați văzut în toate trei cazuri, Domnul Iisus Hristos i-a răspuns cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Este datoria fiecărui om să studieze profund Sfintele Scripturi, să studieze Biblia și să avem în felul acesta înțelepciune duhovnicească ca să nu putem fi înșelați de Satana când va veni el să ne, sub formă de oferte să ne ispitească în toate felurile și dacă avem înțelepciunea aceasta duhovnicească vom putea să rămânem tari, să ținem piept acestor ispite și să ne trăim viața frumos și să avem liniște, să trăim în pace pe acest pământ și apoi să intrăm cu bucurie în împărăția lui Dumnezeu.
Să mergem acum la a treia întrebare din foaia noastră. Cum l-a ispitit Satana pe Domnul Iisus cu privire la identitatea sa? Și cum a răspuns Mântuitorul la aceste ispite? Cei mai mulți oameni care se sinucid, problema mare pe care o au ei este că ei se îndoiesc cu privire la identitatea lor. Sau ei nu știu cine sunt ei, ce sunt ei, ce cu ei. Deci au mari dubii cu privire la identitatea lor. Și iată, dubiile acestea cu privire la identitate, Satana este cel care ne le dă. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Asta e prima noastră identitate. A fi om este un mare, mare privilegiu. Și Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Așa identitate ne-a dat El. Când citești Biblia, când studiezi Biblia, cunoști care este adevărata ta identitate. Dar Satana totdeauna va veni ca să te facă să te îndoiești cu privire la identitatea ta. Ia uitați-vă cum a venit la Domnul Iisus Hristos. Prima dată când a venit, a zis așa: dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Adică ca și cum ar putea să fie așa, că tu nu ești Fiul lui Dumnezeu. De fapt, din prima dată când a venit Satana în grădina Edenului, când a venit la Eva, deodată a venit. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu? Deci, vedeți, Satana totdeauna seamănă îndoială în sufletul omenesc. Și iată, aici a venit și la Domnul Iisus Hristos și a spus: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca petrele acestea să se facă pâine. Deci, vedeți, până la urmă, parcă nici nu pentru aceea ca să-și satisfacă foamea Domnului Iisus Hristos, ci ca să confirme că El este Fiul lui Dumnezeu. Nu avea nevoie Domnul Iisus Hristos ca să-i amintească Satana cine este El. Știa Domnul Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Și uitați-vă, Satana și a doua oară a încercat tot așa. La versetul 6 a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, El va porunci îngerilor săi să te păzească. Deci i-a propus să se sinucidă tocmai pentru a-și confirma identitatea. Oare nu așa fac tinerii? Ei cred că prin sinucidere ei vor demonstra ceva lumii, vor primi o confirmare sau se vor confirma ei cumva cu privire la identitatea lor. Așa te înșală Satana, dragul meu. Nu trebuie să te sinucizi ca să te confirmi în ceea ce ține, să demonstrezi că identitatea ta este aceea pe care o ai. Nu! Dumnezeu este Cel care ne-a dat identitate și vreau să vă arăt aici, să vă atrag atenția că Domnul Iisus Hristos nici măcar n-a răspuns la provocările acestea Satane. Uitați-vă, El a răspuns la altele, dar n-a răspuns când a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu. De două ori a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos n-a stat să-i demonstreze: da, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu trebuie să-mi spunem. Nici n-a stat la discuții. Nici n-a stat la discuții cu privire la aceasta. Dacă cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl cunoști cuvântul lui Dumnezeu, pe măsura în care vei studia cuvântul lui Dumnezeu, așa vei cunoaște și identitatea ta, vei cunoaște cine ești tu. Și când va veni Satana și va încerca să pună dubii în inima ta, să te facă să te îndoiești cu privire la identitatea ta, atunci nu vei cădea victimă, pentru că îți vei cunoaște bine identitatea. Și dragul meu, adolescent, tânăr, cine ești, nu lăsa ca să te facă Satana să te îndoiești cu privire la ceea cine ești tu. Tu ești om, ai fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat un suflet veșnic. Tu ești de mare, foarte mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu așa de mult te-a iubit că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El și tu, dacă crezi în El, să nu pierzi, ci să ai viață veșnică. Îți dai seama ce mare valoare ai în ochii lui Dumnezeu și nici într-un caz nu lăsa pe Satana să vină și să te facă să te îndoiești cu privire la identitatea ta. Acum, deci haideți să mergem la următoarea întrebare, care sună așa: ce înveți despre suicid din acest text? Deci ce învățăm despre suicid din acest text? Primul lucru este că ispita aceasta, este o ispită de la Satana. Satana vine cu ispita și îl convinge, îi strecoară omului gândul ca să se sinucidă. Al doilea lucru care îl învățăm este că Satana nu va veni deodată cu această ispită, să zicem așa, finală cu privire la suicid.
la început va începe prin aceea că te vei îndoi de identitatea ta. Va începe să-ți spună în inimă îndoială cu privire la identitatea ta și încet, încet, va începe de la lucruri mici, satana, să te prindă cu păcate mici, cu lucruri mici și din moment ce ai început să-i urmezi, să-l urmezi pe el, te va conduce până acolo ca să te sinucizi. Pentru că el vrea să te distrugă, vrea să-ți facă rău și vrea să distrugă sufletul tău pentru totdeauna. Vă rog să întoarceți pagina acum și să trecem la celălalt text. La moartea fizică, citesc introducerea de aici, la moartea fizică, sufletul omului nu încetează să mai existe, căci sufletul este veșnic. Trupul acesta nu este veșnic, trupul este temporar, dar sufletul omului este veșnic. Sufletul este indivizibil și atunci, deci, sufletul este veșnic. Citește acum cu atenție textele care sunt aici, alăturate, și încercuiește cuvântul viață, iar cuvântul moarte notează-l cu un dreptunghi. Răspunde apoi în baza acestor texte care sunt aici, la întrebările care urmează. Și am pus aici trei texte. Primul este din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16 și apoi versetul 36. Și iată aici, la versetul 16, scrie așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine încrede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Vă rog, cuvântul piară acolo se referă la moarte. Cuvântul acesta piară, vă rog să-l notați cu un dreptunghi, iar cuvântul viață încercuiță. Următorul text este versetul 36. Cine crede în fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci cuvântul viață, îl vedeți aici, este de două ori. Încercuiți cuvântul viață. Viața de două ori. Următorul text este din Evanghelia după Luca. În Evanghelia după Luca, în capitolul 16, Domnul Iisus Hristos a descris un caz. Relația dintre doi oameni, unul un bogat și pe altul chema Lazar, un sărac pe care îl chema Lazar, cum a fost relația lor până la moarte și apoi ce s-a întâmplat cu ei după moarte. Și mai ales este pus accentul și este descrisă situația sufletelor lor după moarte. Și iată aici, versetul 23 și 24 spune așa, pe când era el, adică bogatul, care nu credea în Dumnezeu, care nu s-a pocăit, pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Deci notați locuința morților, cuvântul moarte, acolo notați-l cu un dreptunghi. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Următorul text este din Apocalipsa, capitolul 20 din Apocalipsa, am pus aici 5 versete. Din capitolul 20, de la versetul 11 până la versetul 15 inclusiv. Și iată aici scrie așa. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, notați aici cuvântul morți, luați-l în dreptunghi. Mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschis o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții, notați aici morții cu dreptunghi, au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, notați morții, moartea și locuința morților, iar notați, au dat înapoi pe morții care erau în ele, notați morții, notați în ele, că se referă la moarte și la locuința morților. Fiecare, cuvântul fiecare aici se referă la morți, de aceea vă rog să-l luați iar în dreptunghi, deci fiecare a fost judecat după faptele lui și cuvântul lui, pronumele lui, se referă la cei morți. Deci tot notați-l. Și moartea și locuința morților, iarăși notați-l cu dreptunghi, au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua, notați iarăși moartea a doua aici. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Notați, iazul de foc. Și acum să răspundem la întrebări. Prima întrebare este ce se întâmplă cu sufletul persoanei care respinge credința în Domnul Iisus Hristos și hotărăște să-și pună
capăt vieții. Și vreau să vă spun că o persoană care crede în Domnul Iisus Hristos nu va face niciodată așa. Pentru că o persoană care crede în Iisus Hristos, ea este plină de bucuria mântuirii. Persoana aceasta are nădejdea vieții veșnice. Persoana aceasta înțelege că viața care o are aici pe pământ este un dar de la Dumnezeu și trebuie să-și trăiască frumos viața aici pe pământ și când Dumnezeu va rândui să plece din viața aceasta, atunci va pleca. Dar până atunci înțelege că este o cursă în sens de alergat. Un traseu de alergat, o cursă în comparație cu sportivii, pe care viața aceasta trebuie să o trăiască frumos și să profite de viața aceasta ca să adune roade care să rămână pentru viața veșnică, să-și pună temelie, o bună temelie pentru viața veșnică. Așa procedează un creștin. Un creștin adevărat care are nădejdea Domnului Iisus Hristos, el nu va merge niciodată la pasul acesta de a-și pune capăt vieții. Deci, hai să vedem acum ce se întâmplă cu o persoană care a respins credința în Domnul Iisus Hristos și care a hotărât să-și pună capăt vieții. Deci, din Evanghelia după Ioan, din versetul 3:16, deci aflăm că persoana aceasta va pieri, merge la pierzare. Acum, vreau să înțelegeți, dragii mei, că când zice Scriptura pierzare, asta nu înseamnă a merge în neființă. Deci nu e așa cum a fost până ne-am născut. Până ne-am născut nu știm nimic, pentru că sufletul nostru a luat naștere atunci, la nașterea noastră, când s-a întâlnit celula aceea, spermatozoidul, s-a întâlnit cu ovulul și a apărut embrionul acela, atunci Dumnezeu a pus acolo un suflet. Atunci e naștere sufletul nostru. Dar sufletul acesta de acum înainte este veșnic. Deci sufletul acesta nu mai încetează să existe. Și iată, aici spune că el va pieri. Ce înseamnă pierzarea aceasta? Vom vedea mai târziu. La versetul 36 spune așa: cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu nu va vedea viața veșnică. Viața cu Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, asta este viața veșnică. Însă, peste cei care nu cred în Domnul Iisus Hristos, mânia lui Dumnezeu rămâne peste ei. Deci când cineva își ia viața, se sinucide, el de fapt nu face altceva decât să intre în realitatea asta care e prezentată în Biblie. Să intre în realitatea asta pe care a ignorat-o, care credea că nu există și când a intrat s-a trezit în realitatea aceasta. S-a trezit în pierzare, s-a trezit în mânia aceasta a lui Dumnezeu pe care urmează să o experimenteze. Iată, la Evanghelia după Luca este descris starea sufletului. Deci spune, bogatul acesta era în locuința morților. Locuința morților este un loc în adâncime, locul unde toți morții așteaptă judecata lui Dumnezeu. Și iată, bogatul acesta era în locuința morților și acolo, în locuința morților, el era în chinuri. Chinurile erau atât de mari, încât, uitați-vă, el zice, el putea vedea viața bună a celor care au crezut în Dumnezeu, el vedea viața bună a lui Avram, a lui Lazar, în sânul lui Avram, însă, ca să vă închipuiți cât de mare era el chinuit, el spune, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta, și el i-a spus, părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba. Deci, un deget muiat în apă, dacă s-ar fi atins de limba lui, i-ar fi ușurat chinul. Este greu să-mi închipui cum poate să ușureze chinul. Asta ca să-ți dai seama ce chin groaznic este acolo, dacă un deget muiat în apă, când se va atinge de limba acestui om, îi va ușura chinul. Iată așa este starea în care au de petrecut oamenii de la moarte, cei care și-au luat viața și care n-au crezut în Domnul Iisus Hristos și n-au căpătat iertarea păcatelor lor, n-au experimentat nașterea din nou. Deci oamenii aceștia, când după ce au sărit sau și-au pus ștreangul sau ce au făcut ei, sau au băut o travă sau nu știu ce au făcut, din momentul acesta, oamenii aceștia au trecut, au intrat în locuința morților. Sufletul lor a plecat în locuința morților ca acolo să petreacă în chinuri groaznice, grozave, cum spune aici, într-o văpaie, să fie chinuiți acolo până când va fi ziua judecății. Acum, Apocalipsa 20, de la versetul 11 până la 15, descrie cum va fi ziua aceasta judecății și ce urmează pentru sufletele acestea după. Apoi zice, am văzut un scaun de domnie mare. Și, deci, morții, care erau și în locuința morților, spune, ei s-au înfățișat înaintea scaunului de judecat. Ei sunt judecați după faptele lor. Și iată, toate faptele, asta este important să știe fiecare om.
Și cei care au hotărât să-și ia viața, ei trebuie să știe că toate faptele lor pe care ei le-au făcut, toate păcatele în care au trăit ei până acum, toate păcatele acestea sunt scrise la Dumnezeu. Dumnezeu are scris în cărțile acestea faptele fiecărui om, are scrise gândurile lui, are scrise vorbile lui și oamenii și plata păcatului este moartea. Și acum zice, vor fi judecați după faptele acestea a lor și acolo la judecata aceea mare se va mai verifica dacă numele oamenilor nu sunt scrise în cartea vieții. Nu că ar fi Dumnezeu incompetent și ar putea cineva care a fost scris în cartea vieții din greșeală să ajungă în locuința morților sau din greșeală să ajungă la judecata aceasta. Nu, nu, categoric, exclus aceasta. Cartea aceasta a vieții va fi scoasă tocmai pentru ca să le amintească tuturor oamenilor și când va fi verificat numele, va fi să-i mai amintească fiecărui odată că cât a fost în viață, pe pământ, când trăia în trupul acesta, muritor în care suntem acum, i s-a vestit Evanghelia, i s-a spus despre Domnul Iisus Hristos, a aflat despre viața veșnică, dar a nesocotit. Nu a vrut să primească Evanghelia mântuirii, Evanghelia dragostei lui Dumnezeu, n-a vrut să o primească și din pricina aceasta singur s-a condamnat la chinuri veșnice. Și când va fi deschisă cartea aceea, va fi deschisă ca să-ți mai amintească încă o dată că singur ai ignorat, ai respins colacul de salvare. Toată viața ai respins colacul de salvare și singur te-ai aruncat în chinurile acestea groaznice și veșnice. Și apoi zice, după ce va fi judecată, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, va fi aruncat în iazul de foc și iazul de foc este numit aici moartea a doua. Pentru că iazul acesta de foc, într-un alt loc din Apocalipsa, spune că fumul chinului celor care se află în iazul de foc și de pucioasă se ridică în vecii vecilor. Deci chinurile acestea sunt veșnice, fără sfârșit. Nu mai încetează niciodată. Deci iată, aceasta este perspectiva care îl așteaptă pe un om care comite, care a hotărât să-și ia viața, dragii mei. Să mergem la întrebarea următoare. Care este viitorul sufletului persoanei care și-a pus credința în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos? Deci nu am pus accentul mare aici în cursul acesta, în lecția aceasta, dar vreau doar de aici să vedeți că oamenii aceștia ei au viață veșnică. Oamenii aceștia vor fi în împărăția cerurilor. Numele acestor oameni sunt scrise în cartea vieții și ei se vor bucura în fericirea veșnică cu Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Și se vor bucura pentru că au crezut în Domnul Iisus Hristos. Pentru că oricine crede în Domnul Iisus Hristos, în clipa când crede în Domnul Iisus Hristos, toate păcatele lui sunt iertate. El primește o iertare desăvârșită și primește moștenire în împărăția lui Dumnezeu, moștenire împreună cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Deci aceasta este viitorul acelor oameni care cred în Domnul Iisus Hristos și cum v-am spus, oamenii care cred în Domnul Iisus Hristos, ei nu ajung niciodată disperați de viața aceasta pentru că ei își cunosc bine identitatea, ba invers, ei vor să-și trăiască viața frumos aici pe pământ, să o investească fiecare clipă trăită aici pe pământ, ei vor să o investească în împărăția lui Dumnezeu, să o trăiască pentru Dumnezeu, vor să o investească pentru a câștiga alte suflete. Oamenii aceștia, după pilda Domnului Iisus Hristos, ei totdeauna se gândesc la alții și fac tot ce pot pentru a-i salva pe alții, pentru a salva sufletele altor oameni, așa ca sufletele lor să nu ajungă la pierzare în locuința morților sau în iazul de foc și de pucioasă, ci ca să vină în împărăția lui Dumnezeu. Următoarea întrebare este așa. Ce vei face când te va ispiti satana să te sinucizi? Cum vei proceda? Când va veni satana să te ispitească, să te sinucizi? Poate procedezi așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos și satana va veni. Vezi, atunci când ai greutăți în viață, vreau să vă spun și la copiii lui Dumnezeu vine satana. Când au greutăți în viață și la copiii lui Dumnezeu vine satana să-i ispitească. Dumnezeu mi-a dat harul să slujesc în Myanmar. Am mers în țara aceasta, sau Birma, dacă nu știți denumirea Myanmar, Birma. Și iată, în țara aceasta am mers, Dumnezeu a deschis o ușă largă pentru Evanghelie acolo. Ultima dată am făcut două seminarii, unul pentru învățătorii de școală duminicală, alții pentru păstori. Dar vreau să vă spun că primul misionar care a venit acolo, Adoniram Johnson, a venit cu soția lui Ana, și au lucrat foarte din greu în țara aceasta. Dar au trecut prin greutăți de neimaginat. Dar s-a întâmplat că soția lui Adoniram Johnson, după ce au ieșit din greutățile acelea, el a fost luat de guvernul birmez să traducă la niște tratative de pace care se dădeau și când s-a întors acasă, a aflat că soția lui a murit de ciumă. Și așa de grea a fost lovitura aceasta pentru el care era un om duhovnicesc, încât omul acesta
a mers în junglă și a săpat groapa și s-a culcat în groapă, să aștepte să-i vină moartea. Așa o disperare a venit peste el. Deci vedeți, dacă la așa un om duhovnicesc, un om care a făcut așa o mare lucrare în țara aceasta, a venit momente atât de grele în viață. Momentele acestea pot veni la oricine. Fiecare se poate trezi în niște situații disperate, niște situații grele. Însă ca și copil al lui Dumnezeu, niciodată nu uita că Dumnezeu nu va îngădui niciodată să fie ispitit peste puterile tale. Și împreună cu ispita, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieși din ea și ca să o poți răbda. Deci, totdeauna ceri har de la Dumnezeu, ceri răbdare de la Dumnezeu și procedează după modelul Domnului Iisus Hristos. Deci, fii conștient că satana va veni și la tine cu oferta, cu ispita aceasta, ca să te sinucizi sau să faci ceva care să-i urmezi voia lui. Deci nu, fii înțelept, cercetează Sfintele Scripturi și fii înțelept, dobândește înțelepciune duhovnicească ca să recunoști imediat când vine un gând de la satana, când vine o ofertă de această rea de la satana, să o recunoști și să o respingi imediat. O altă întrebare pe care am pus-o aici este: ce trebuie să faci ca să devii un adevărat ucenic sau ucenica Domnului Iisus Hristos și să moștenești viața veșnică? Sper eu că din studiul acesta ai înțeles. Cel mai important lucru este să crezi în Domnul Iisus Hristos. Apoi, este foarte important ca să cercetezi Biblia, să începi de azi a cerceta Biblia. Uitați-vă numai din versetele acestea, din câteva 4 versete din Scripturi, câte lucruri am aflat. Când veți începe a studia Biblia în fiecare zi, veți afla foarte, foarte multe lucruri, veți afla despre Dumnezeu, îl veți cunoaște. Și Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțarea sa la cer, El le-a spus ucenicilor așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea a zis El: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Iată de aceea, dragul meu, eu te invit acum, chiar acum, la sfârșitul acestei lecții, dacă nu ești un ucenic sau nu ești ucenica Domnului Iisus Hristos, te invit să te pocăiești de toate păcatele tale. Cereți iertare de la Dumnezeu pentru toate păcatele tale și ia acum hotărârea să te faci ucenicul sau ucenica lui Iisus Hristos. Ia hotărârea de azi înainte să asculți de Domnul Iisus Hristos și de învățătura Lui așa cum ea a fost lăsată în Biblie. Pocăiește-te, cheamă-L pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos să vină în viața ta. El este viu, El dorește să vină în viața ta, El dorește să te călăuzească, să fie mântuitorul tău și să fie Domnul tău. Deci alege pe El, cheamă-L pe El, roagă-te acum, imediat după ce încheiem această emisiune, îngenunchează, roagă-te la Dumnezeu și cheamă-L pe Domnul Iisus Hristos în viața ta. Roagă-L să-ți dea Duhul Lui Cel Sfânt, după aceea caută o biserică unde este propovăduită Evanghelia, unde este propovăduit Cuvântul Lui Dumnezeu. Sper că ai suficient discernământ ca să înțelegi când este o biserică unde se predică Biblia și unde nu se predică nimic din Biblie. Mergi într-o biserică unde este propovăduit Cuvântul Lui Dumnezeu, apropie-te de pastor și spune că vrei să te botezi, că așa a poruncit Domnul Iisus Hristos. Oricine vrea să devină ucenicul Lui, trebuie să se boteze. Deci spune pastorului că vrei să te botezi și așa să te alipești de Biserica lui Hristos și începe să studiezi zilnic Sfintele Scripturi, să studiezi Biblia, să trăiești așa cum este scris în Biblie, să împlinești tot ceea ce este scris în Biblie și Dumnezeu te va binecuvânta ca să experimentezi frumusețea veții cu El și atunci când va veni clipa plecării tale de pe acest pământ, vei pleca în împărăția cerurilor. Și dacă te-ai confruntat până acum cu gânduri de a-ți lua viața, de a te sinucide, dezice-te de aceste gânduri, crede în Domnul Iisus Hristos și caută să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos cu tot ce ești și cu tot ce ai tu. Așa să te ajute Dumnezeu. Acum, la încheiere, vreau să vă rog să luați lecția aceasta, descărcați lecția aceasta, o puteți descărca, ea poate fi tipărită pe o singură foaie, pe două pagini și lecția aceasta multiplicați-o și primul lucru care vă rog să-l faceți, faceți studiul acesta cu familia dumneavoastră. După ce l-ați trecut acum cu mine, îl puteți face cu familia. Azi, la dumneavoastră este târziu, la mine aici este dimineață, la dumneavoastră este târziu. Deci, mâine este sâmbătă, mâine dimineață sau mâine seara, studiați-l cu întreaga familie. Faceți tot studiul acesta cu întreaga familie și tare mult mă voi bucura dacă veți veni apoi cu un comentariu, să scriți un comentariu aici pe pagina mea, cum a decurs studiul.
Apoi, faceți studiul acesta la biserică. Dacă sunteți pastor, dacă sunteți misionar, sunteți lider de tineret, tipăriți foaia aceasta și la următoarea întâlnire, la următorul studiu biblic, sau poate chiar duminică, la serviciu divin duminică. Distribuiți în toată biserica, dați la toată biserica și faceți studiul acesta. Este foarte important ca toți noi să vorbim și să le vorbim la toți tineri. Invitați-i pe toți tinerii, pe toți adolescenții din sat să vină la biserică și să studieze. Anunțați pe rețelele de socializare, anunțați peste tot că veți face studiul acesta. Mergeți la școală sau dacă sunteți profesor sau profesoară, atunci neapărat luați, descărcați lecția aceasta și chiar luni, nu pierdeți timpul. S-ar putea întâmpla cineva până luni să-și ia viața. Mai ales, uitați-vă ce se întâmplă la 8 martie 2, aseară altul tânăr. Deci s-ar putea întâmpla între timp să-și mai ia încă viața mulți tineri. Apropo, știți că în lume, în fiecare 40 de secunde, o persoană se sinucide. La fiecare 40 de secunde o persoană se sinucide, iar în România în fiecare 4 ore, în 3 ore și îmi pare că 40 de minute ceva, 42 de minute, o persoană își ia viața. În Moldova mi se pare că chiar de n-ar veni cam la fiecare 3 ore, nu știu, n-am calculat, dar mi se pare mie că ar putea să fie cam așa. Deci, dragii mei, de aceea faceți tot posibilul pentru a opri răul acesta și dacă sunteți profesor, mergeți și predați la școală. Știu că mă ascultă mulți învățători care predau limba engleză sau predau computere, mă ascultă mulți antrenori de sport, deci tipăriți lecția aceasta și faceți, începeți la următorul antrenament după ce faceți antrenamentul sau înainte de antrenament. Așezați-vă tot și studiați lecția aceasta cu toți acei care vor veni, toți discipolii pe care îi aveți. Studiați lecția aceasta ca să îi protejăm în felul acesta, să le arătăm realitatea. Deci cea mai mare problemă este că tinerii aceștia care au ales să-și ia viața, ei nu sunt conștienți cine i-a adus până acolo. Ei nu sunt conștienți că satana i-a adus până la punctul acesta și ei nu sunt conștienți ce se întâmplă. Ei cred că atunci când se sinucid, pun capăt problemelor. Dar de fapt atunci când se sinucid, ei au sărit în toată realitatea asta despre care v-am spus. Ei se trezesc într-o realitate groaznică care nu mai poate fi derulată înapoi, nu mai poate fi întors nimic înapoi, nu mai poate fi nimic recuperat și realitatea aceasta va dura o veșnicie. Pentru o veșnicie nu mai pot schimba nimic. Asta deasupra, pe lângă toate celelalte multe lacrimi, tragedii și care le aduc familiei, părinților, la toți ceilalți. Deci de aceea mergeți și spuneți la toți, ca să nu aibă satana niciun câștig de la ei și să nu-i ducă la pierzarea veșnică. Faceți tot posibilul ca lecția aceasta să fie predată la cât mai mulți. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să îi păzească pe toți acei care sunt acum, chiar în momentul acesta, sunt ispitiți de satana să-și ia viața. Dumnezeu să facă așa ca să ajungă lecția aceasta și la ei. Tare mult vă rog încă o dată, dacă n-ați făcut share la video acesta, atunci faceți share, distribuiți acest video ca să ajungă la cât mai mulți și să ne asigurăm că oamenii aceștia nu-și vor distruge viața, nu-și vor lua viața, ci invers, vor crede în Domnul Iisus Hristos, se vor pocăi de păcatele lor, vor deveni ucenicii lui Iisus Hristos și vor moșteni viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu.